Cum ați caracteriza această victorie cu cei din Craiova? A fost un joc foarte bun de pregătire, în care am văzut majoritatea componenților loturilor. Am avut și 3 jucători de la echipa mare, care au jucat prima repriză. Sunt mulțumit de joc. 2-0 și multe ocazii în cea de-a doua parte a meciului. Merge foarte bine în meciurile de verificare până acum. Se va continua forma aceasta și când contează, când începe campionatul? Noi sperăm să creștem ca și formă, valoare și toate celelalte. Aveți un prim 11 craionat acum, că au rămas mai puțin de o săptămână până la meciul de la Lugoj? Nu este craionat un prim 11, o să apară schimbări de la etapă la etapă. Le-am spus și în cabină, cine de randament acela o să joace. Nu mă interesează nici numele, nici vârsta, nici... Și astăzi a debutat un jucător de 15 ani, care este și la lotul național de juniori. Avem în vedere toți juniorii clubului. De golul Dănăricu, ce spuneți? Un gol frumos, am mai avut și încă 2 ocazii. Sunt mulțumit de cei care au intrat în partea a doua a meciului, au intrat bine în joc și asta le-am și cerut să facă diferența. Când veți definitiva lotul pentru retur, lotul pe care mizați? Lotul mare este definitivat pentru că toți sunt juniorii acestui club. Poate ori să mai apară unul sau 2 jucători în plus. În probe mai e cineva? În probe, foarte mult spus în probe. Toți cei care au venit la noi au venit la sfârșitul perioadei de pregătire. I-am cunoscut și noi, poate ori să mai vină și altă dată, nu am renunțat definitiv la ei. Încrezător pentru meciul de la Lugoj? Da. Mergem să ne batem pentru fiecare minge, pentru punctele puse în joc și să facem un meci bun. Mulțumesc!